Pompierii mehedințeni au intervenit sâmbătă pentru a salva o femeie în vârstă de 41 de ani care a căzut într-o fântână secată de 10 metri din localitatea Traian, județul Mehedinți. Femeia a supraviețuit miraculos, având în vedere adâncimea fântânii de 10 metri cu diametru de 1,20 metri. În această dimineață, în jurul orei 8:30, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți a fost solicitat să intervină pentru salvarea unei persoane căzute într-o fântână secată de pe domeniul public din localitatea Traian. La locul evenimentului s-au deplasat stația de pompieri Vânju Mare cu 5 pompieri militari și o autospecială cu apă și spumă. Utilizând accesoriile din dotare, salvatorii au coborât în fântâna adâncă de circa 10 metri cu diametru de 1,20 m și au scos persoana, o femeie în vârstă de 41 de ani. Femeia a fost predată conștientă echipajului serviciului de ambulanță județean, fiind transportată la unitatea de primiri urgențe Drobeta Turnu Severin pentru mai multe investigații. Din spusele medicilor, femeia este în afara oricărui pericol.